Domnule Cioroianu, dacă nu mă înșel, erați elev la Bălcescu când ați ajuns în anturajul echipei mari. Cum îl percepeați pe Ilie Balaci atunci? În primul rând, eram la echipa de tineret și dădeam aceste meciuri ale echipei mari și pentru mine ca un zero. Pentru mine era cel mai mare fotbalist în acea perioadă și cred că numai Ghinion, că n-a putut să iasă afară, n-a putut să se bată cu Hagi la locul 1. Dar după mine, vă spun sincer, și în momentul în care am ajuns la echipa mare în vestiar, felul lui de a se comporta, atât în vestiar, și în afară vestiar, în afară, și pe cazion, că da dovadă de un mare caracter și de un om foarte sufletist. Iar ca fotbalist, după mine a fost numărul. Ce pot să vă mai spun despre el, văzut tot din afară, în momentul în care nu eram încă la echipa mare și eram la tinere, venea la foarte multe meciuri, pe priza a doua, când echipa mare ajungea la stadion, noi jucăm pe același stadion în aceeași perioadă, echipa de tinere. Și după fiecare joc, am dat un cuvânt de încurajare pentru fiecare tânăr care îi se părea că are o perspectivă de ajunge la echipa mare. Spunea mai devreme și domnul Gheorghiță Jolgău că se comporta foarte bine cu tinerii care ajungeau în anturajul echipei naționale, domnul Balaci. Încerca să-i îndrume? Da, cu timpul și în antrenamente și în timpul jocului. El era cel care dădea sfaturi în teren. Era Costică și Fănescu, dar era mai mult pe fază de apărare și asta, dar de la mijloc încolo chiar nu mai e mală, ci vorbea și dădea sfaturi. Iar în momentul în care avea mingea la picior, nu știai ce va face. Trebuia să ghicești faza următoare sau cine are Ilie în cap, unde să-ți dai mingea, unde să pleci, unde să o primești. Câteodată ți-o da cu preluare cu toți și nu mai aveai nimic de făcut, genul Sorin Cârțu, vreau să o faci în poartă. Noi suntem mici, nu am prins vremurile acelea cu Craiova Maxima și aș vrea să ne povestiți dumneavoastră cum era văzut Balaci în Craiova Maxima de colegi, de suporteri, cum era... Balaci era un idol. Și pentru colegi și pentru suporteri, pentru toată lumea. Și a rămas și acum, după dispariția sa prematură, un idol pentru toată Craiova și eu zic nu doar pentru Craiova, ci pentru aproape întreaga țară. Care... Universitatea Craiova, știți foarte bine, are suporteri foarte mulți în toate colțurile țării. În toate colțurile țării. Și Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai iubiți jucători din Craiova Maxima, dacă nu chiar cel mai iubit jucător. Dar pot să vă mai spun despre Ilie Balaci, nu numai ca jucător, ci și ca antrenor. Eu am avut norocul să merg odată în zona Golfului, în Qatar, cu Ilie Balaci, în 2003-2004, la Al Arabi. Era foarte cunoscut, vă dau doar un exemplu, am aterizat la Dubai, la București, iar în Dubai, în aeroport, toată lumea cunoștea, toată lumea ne întreba, coach, ce echipă preia acum, Alain, Alapiu, din Emirate, el răspundea, nu, merg în Qatar acum, de ce coach nu mai stai în Emirate, acolo am văzut, toată lumea vrea să facă poze cu el. Nu degeaba a fost botezat prințul deșertului. Dacă judecăm după campionate și cupe, în momentul ăsta cred că adunate ale lui Oli și ale lui Reghe nu sunt câte ale Ilie Balaci în moment. Dar el a fost foarte puțin mediatizat în acea perioadă. Veți urmări pe data de 8 septembrie, ziua lui Ilie Balaci, un videoclip dedicat întregii lui activități a Ilie Balaci și despre Ilie Balaci.